Asculți Jocul Vieții la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Jocul Vieții la Radio Terra Nova. Eu sunt Alina Alexandra Dobrescu, terapeut Theta Healing, pictor intuitiv și autor. În această seară am plăcerea să o am ca invitat în studio pe Loredana Bica, psiholog integrativ. Psihoterapeut integrativ. Perfect. Bine ai venit, draga mea. Bine te-am găsit și mulțumesc de invitație. Mă bucur să fiu aici și mă bucur să ne reconectăm. Și eu mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea. Spune-ne, te rog, mai multe despre această profesie a ta. Psihoterapia integrativă este o formă, o școală, da, de psihoterapie mai recentă, mai nouă, ca să zic așa, și am ales-o pe principiul că o mânușă nu se potrivește tuturor, da? Mi-a plăcut foarte mult faptul că integrează toate părțile, ca să zic așa, și partea cognitivă, și partea psihoemoțională, și partea corporală, și partea spirituală. Și mi s-a părut că se potrivește, ținând cont de experiențele prin care eu am trecut și a fost o primă chemare după ce am terminat facultatea, nu știam către ce să mă îndrept și cumva cu un grup de colegi ne-a dus către, am ajuns către această școală, către această formă de terapie. Da, deci de psihoterapie integrativă, da. Care combină toate aspectele, ai zis. Toate aspectele, da, lucrând cu toate aceste aspecte și integrează, bineînțeles, mai multe tool-uri, mai multe instrumente, din mai multe forme, din mai multe școli psihoterapeutice, dar într-o formă ghidată, adică urmărind un fir roșu, ca să zic așa, da, nu este eclectică, da? Nu este o amestecătură de instrumente, ci există un ghidaj anume. Am înțeles. Și toate îmbină partea de spiritualitate cu psihologia. Îmbină și spiritualitatea. La vremea respectivă, acum 10 ani am terminat, da, formarea, deci acum 13-14 ani când am început formarea, îmi doream foarte mult să găsesc ceva care să îmbine și această parte spirituală. Erau puține la vremea respectivă, cognitiv-comportamentala, analiza transacțională, hipnoza, deci nu erau, da, psihanaliza, nu erau foarte multe școli cum sunt acum și asta mi s-a părut cea mai potrivită și cea mai adecvată pentru mine ca persoană, da? Neștiind că într-adevăr asta este, încă nu eram sigură că asta este calea mea 100%. Am înțeles. Și apropo de calea ta, cum ai început să intri pe această cale, să te redescoperi? E o poveste un pic mai lungă, dar o să încerc să o scurtez. În tinerețea mea, undeva pe la 20 și ceva de ani, la 23 de ani, am avut o experiență mai provocatoare, ca să spun așa. O experiență în apropierea morții, da, am fost la un pas de moarte și această experiență a fost foarte neașteptată și a lăsat sechele, în sensul că aproape un an jumate, cel puțin un an, am rămas cu atacuri de panică. După ce am fost spitalizată de mai multe ori, am fost în mai multe spitale, am rămas cu această teamă de moarte, cu această frică de moarte, cu atacuri de panică eminente, care se întâmplau zilnic, în primele luni aproape, poate chiar 6-8 luni aveam atacuri de panică și aveam nevoie să fiu însoțită. Și apoi, treptat, am încercat să găsesc modalități de a managerui aceste stări. Bineînțeles că am ajuns și pe la medicul psihiatru, dar la vremea respectivă mi-a fost teamă să iau tratamentul. Diagnosticul de atunci a fost tulburări neurovegetative, dar mie mi-a fost teamă de tratament, mi-a fost teamă de, mă rog, în ignoranța mea de la 23 de ani, mi-a fost teamă de dependența pe care o dau medicamentele. Și am ieșit de la medicul psihiatru și am rupt rețeta și nu am luat niciodată medicamente și am zis ok,
trebuie să reușesc să controlez aceste stări, aceste emoții, nu mă pot controla ele toată viața. Am început să fac plimbări în natură, locuind lângă un parc, am început să caut tehnici de respirație. După vreun an, cineva mi-a spus, uite, fosta mea prietenă a avut și ea ceva similar și a făcut terapie, psihoterapie, mai vrea să încerci? Și am zis, ok, hai să încerc. Și asta, deși începusem să controlez mult mai bine, nu mai dependeam de cineva să stea cu mine când aveam acele stări. Și m-am dus la terapie. Cred că am făcut vreo 10 ședințe, a fost așa ca și cum mi-a deschis ușa către un univers. M-a ghidat foarte frumos către tot ce înseamnă copilărie, relația cu părinții, cum relaționam eu cu ceilalți, faptul că nu comunicam autentic, încercam să fac pe plac tuturor. Deci m-a pus în contact cu foarte multe probleme de ordin emoțional și după vreo 10 ședințe, partenerul meu de atunci, care este și astăzi, mi-a spus, dar nu ai nevoie de terapie, tu ești propriul tău terapeut. Ce? Câte ședințe ai nevoie? Ți ajunge, nu ți ajunge, ai înțeles ideea. Da. Și pentru că încă nu mă întorsesem la muncă, eu în perioada aceea activam în domeniul beauty și depindeam de el financiar, mă rog, ok, m-am supus, n-am avut ce să spun și am zis ok, lasă că în timp o să continui eu într-un fel sau altul traseu. Am început să-mi revin încet, încet, am început să practic foarte mult ce am învățat în terapie, era terapie experiențială, dacă nu mă înșel, și în scurt timp, anul următor, m-am reîntors la muncă. De fapt, el m-a susținut foarte mult să deschid un salon, am devenit antreprenor și am intrat în viața normală. Însă după vreun an, doi, după ce am deschis salonul, simțeam că îmi lipsește ceva. Parcă nu mai eram așa de satisfăcută de domeniul respectiv și am decis să merg la facultate. Și iată că la 27 de ani am zis, eu vreau să merg să studiez psihologie. Toată lumea a fost puțin șocată, inclusiv el. Inițial nu m-a susținut, a zis, dar ai putea să studiezi dreptul, la SEU, adică, na, o facultate, da, care... Ce psihologia, că în general lucrezi cu oameni bolnavi mental, nu înseamnă că și tu o să te îmbolnăvești. Și am zis, nu, doar asta vreau să fac, altceva nu vreau să fac. Și tatăl meu știu că a dat ochii peste cap la vremea respectivă, dar în fine, am zis, mă susții sau nu. Eu asta vreau să fac, da. Altceva nu vreau. Ok, bine, știi, gen fă-ți hatărul. Da, exact. Crezând că e doar de fapt, nici eu nu știam ce e. Ce m-a îndreptat către psihologie a fost căutarea, da? Căutarea de sine și drumul către propria esență. A descoperi de ce mi s-a întâmplat, ce mi s-a întâmplat, ce a avut nevoie psihicul meu, de ce a avut nevoie psihicul meu de reacțiile respective, de experiențele respective, de ce a reacționat așa timp îndelungat, pentru că un an și ceva să stai cu atacuri de panică nu e prea drăguț, nu ești chiar funcțional. Și aveam nevoie să mă descoper pe mine. Și evident, cumva, probabil să lucrez la cele părți pe care le descoperisem în terapie că mai am de lucrat. Și am zis, cea mai bună metodă este să încep să studiezi de la zero. Da. Da? Deci asta a fost, începutul călătoriei. Deci, aș putea să spun, multă lume spune, m-am știut de cel puțin terapeuți, sunt foarte multe persoane care spun, eu am știut de mic copil că vreau să lucrez cu oamenii, că vreau să ajut oamenii. Nu, eu n-am știut, știam că o să lucrez cu oamenii, am vrut să lucrez cu oamenii, lucram în domeniul beauty cu oamenii și îmi plăcea să înfrumusețez oamenii, să-i văd cum pleacă fericiții, senini, se bucură de ei, de aspectul lor, femeile în principal, da. În salon. Dar aici, la facultate, m-am dus dintr-un motiv foarte egoist, acela de a lucra cu mine. Și de a fi tu mai descoperi bine. Pe mine și a fi eu mai bine. Am descoperit propria esență și cum să manifest această esență. Da. Pentru că, de fapt, eu nu manifestam esența. Nu eram autentică deloc. Și, uite, așa am început să studiez. Pe parcursul facultății, pentru că feedback-urile erau destul de pozitive, că sunt empatică, că știu să ascult, să pun întrebări și așa mai departe, mi s-a înfiripat această idee că aș putea să lucrez cu oamenii în sensul ăsta, în direcția asta. Plus că m-am gândit că am un...
atu, ca să zic așa, faptul că am avut această experiență cu atacurile de panică și că am reușit să o gestionez singură, mai mult singură, pentru că la momentul în care am ajuns la terapie, deja gestionam destul de mult. Eu m-am dus la terapie pentru că am vrut să mă asigur că am toate tool-urile ca să nu recidiveze acea experiență. N-a recidivat niciodată, deci au trecut 20 de ani de atunci, viața mea m-a mai supus la niște teste și niște încercări destul de grele, dar atacurile de panică nu au revenit, nu la modul ăla, da, atât de perturbator. Mă rog, anxietate, da, ca toți oamenii în anumite momente suntem anxioși, dar niciodată atacuri de panică. În momentul acesta tu ai cabinetul tău personal. Da, da. Activez în cabinetul personal de aproape 10 ani. Cred că la anul ianuarie fac 10 ani. Și ce formă de psihoterapie practici mai des? În momentul ăsta integrativa, deci foarte mult lucrez cu integrativa, dar de un an și ceva, un an jumate, am început o a doua formare de terapii transpersonale. Merg la Timișoara, această formare se desfășoară la Timișoara și la fiecare două luni merg acolo, pentru că abordează, sunt niște tehnici, le și spune terapii transpersonale, sunt mai multe terapii, abordează mai mult partea spirituală și cum am observat că e deschidere mult mai largă către zona asta spirituală și tinerii vin cu întrebări, cu deschidere, da, cu dorință de cunoaștere și cumva am simțit nevoia că trebuie să suplinesc. Da. Deși integrativa integrează și această parte. Nu atât de mult. Nu atât de mult. Mi s-a părut că n-am suficiente tehnici. Da, deci consider că partea spirituală e foarte importantă. Da. Combinată cu în zilele noastre, psihologia, în același timp cu psihoterapie. Da. Deci partea psiho-emoțională împreună cu partea spirituală. Cum crezi că se leagă? Adică cum mai vezi tu lucrurile că se leagă și se îmbină acestea? Din punctul meu de vedere, noi suntem un tot, dar formați din aceste părți. Da? Deci suntem și corp, suntem și spirit, da? Suntem și parte cognitivă, da? Suntem și emoție. Și atunci nu cred că putem să lucrăm doar pe una dintre ele. E necesară integrarea lor. Exact, să le integrăm pe toate. Da. Ca să funcționăm ca să funcționăm cât mai bine, da. Să evoluăm și să avem un demers cât mai fluid. Cursiv, cât mai fluid în viață. Da, ca să ne împlinim misiunea pentru care am venit aici, fiecare având-o pe-a lui proprie. Și este important să ne urmăm intuiția? Da, e un lucru care n-am știut să-l fac la vremea aia, la 20 ceva de ani, nu mi-ascultam deloc intuiția și îmi încapsulam foarte multe dorințe și foarte multe, nici nu știam cum să le spun la momentul ăla, foarte multe chemări, da? Tot timpul încercam să fac pe plac celuilalt, să fiu plăcută, deci de cele mai multe ori acționam cu o mască. Îți negai propria ta esență. Exact, negam esența ca să fiu plăcută și acceptată. De teamă că dacă mă arăt așa cum sunt eu, o să fiu criticată sau o să fiu respinsă, nu o să fiu integrată și aveam nevoie de conexiune și atunci îmi puneam această mască de fată bună. Da. Deci tu nu erai autentică, cum ai și spus, și nu îți acceptai propria esență și nu exprimai, nu o lăsai să se vadă. Și asta a dus la niște afecțiuni, Probabil că de aici, această reacție a sinelui, a corpului, de a mă atenționa. Că nu ești pe drumul cel bun. Că nu sunt pe drumul cel bun și că trebuie să intru în contact cu mine. Exact. Și într-adevăr, acea experiență mi-a schimbat foarte mult stilul de viață, gândirea, percepția. Deci eu eram o persoană foarte superficială, cu măștile astea sociale pe care și le pune orice tânăr ca să fie plăcut, acceptat, integrat, foarte neacordată la corp și la emoție, deci tot timpul încercam să-mi sufoc, să-mi suprim emoțiile cu tot felul de acțiuni, să maschez acțiuni, activități, fugeam dintr-una într-alta în tot felul de activități. Cam cum fac mulți oameni ziua de azi, exact. Mulți oameni și mulți sunt preocupați, preocupați și de business, de muncă, de aspect, de distracție, de aspect, de lucrurile astea de exterior, de estetică, că doar lucram în domeniul beauty, da? Deci de estetică erau cele mai importante pentru mine la vremea aia și interiorul. Și mai puțin interiorul. Și esența, nu eram conectată la ea.
Așa este. Și dacă nu suntem conectați la esența noastră, practic suntem niște trupuri goale, ca și când funcționăm pe pilot automat. Superb spus, da. Da. Pur și simplu trăim în gol, trăim fără să experimentăm ce am venit aici să experimentăm. Așa este. Și de aceea este bine să ne ascultăm vocea sufletului, da, care se exprimă prin diferite căi. Și nu să ascultăm de ce zic ceilalți, pentru că nimeni nu știe mai bine pentru fiecare, pentru plus noi. Că suntem așa de diferiți. Ieri discutam cu cineva despre acest trebuie. Nu mă manifest, nu cum reușesc, trebuie. Da, cum trebuie. Cine spune cum trebuie? Exact, exact. Da? Cine face această regulă a lui trebuie când nimic. Noi suntem atât de diferiți? Suntem atât de complexi, avem similitudini, da? Suntem similari, dar atât de diferiți. Avem propria amprentă. Nu putem să ne încadrăm în niște cu toți reguli, niște norme, șabloane, da? Da? Nu putem să fim în niște tipare. Așa trebuie, așa e bine. Bine pentru cine? Bine pentru societate sau bine pentru mine? Bine pentru ceilalți sau bine pentru mine? Așa e. Fiecare trebuie să-și urmeze propriul adevăr interior și să-și asculte vocea sufletului, dar asta o reușește să o facă atunci când este conectat la esența lui. Exact. Fără să ne conectăm la propria esență, fără să... Din punctul meu de vedere, dacă nu știi cine ești, nu știi cu adevărat ce vrei. Așa este. De-aia îmi place și mie foarte mult. Asta e motoul meu preferat al lui Socrate. Cunoaște-te pe tine însuți. Da. Da, asta a fost și motoul meu și asta a fost chemarea care m-a dus către acest traseu care a devenit până la urmă o profesie. Exact, da? Dar a fost doar o dorință de a mă cunoaște pe mine. Da, și te-ai cunoscut? Da, și m-am cunoscut și am schimbat până la urmă domeniul profesional, mă rog, salonul cumva a continuat încă vreo 10 ani, mi-a susținut toate cursurile și toate demersurile și toate specializările acestea. Dar la un moment dat nu mă regăseam și nu mai mă regăsesc atât de mult în partea asta de estetică și de nu mai o făceai cu aceeași pasiune, cu aceeași lanșuri, lejeritate. Simțeai ca pe o muncă. Da, era doar o muncă și o consideram chiar o chestie superficială și iarăși consideram că nu sunt congruentă și autentică cu ceea ce am devenit eu, cu ceea ce sunt eu. Și la un moment dat a trebuit să opresc și mi-am deschis acest cabinet. Și ai început să lucrezi pe frumusețea interioară mai mult. Exact, am făcut schimbarea de pe exterior către interior. Și se văd efectele și la exterior. Atunci când lucrăm, da. Când pornim din interior, da. Da, când lucrăm din interior, se reflectă totul exact. Și exterior. Dar și în lume, și în jurul nostru, și în afara noastră, da? Așa deci este. Nu doar pe noi, da. Și în tot ce ne oglindește, ca să zic așa. Mă rog, viața m-a mai supus apoi pe parcurs la niște provocări. L-am pierdut pe tata în 2013, deci la 10 ani de la acea experiență pe care am avut-o eu, acea experiență în apropierea morții. L-am pierdut pe tata total neașteptat, a suferit un AVC, a intrat în comă și în 22 de ore a plecat. Nu am mai apucat să mai vorbesc cu el, ca să zic așa, dar iarăși a fost pentru mine o schimbare, o deschidere și mai mult către zona spirituală. Da? Deja mă deschisesem cu 10 ani în urmă, dar era o zonă mai degrabă către biserică, către rugăciune, către Dumnezeu, așa cum era la vremea aia, da? Acum 20 de ani. După 10 ani, cumva... Era o altă etapă spirituală, ca să zic așa, și m-a ajutat această deschidere. Am descoperit regresiile, am descoperit, nu știu, zona asta de comunicare cu tot ce înseamnă spiritualitate și mi-a fost mai ușor. Să treci peste moartea tatălui. Am trecut mai ușor prin doliu. Da? Niciodată nu trecem peste, dar trecem prin niște etape, da? Și... aceste deschideri și aceste instrumente m-au ajutat să trec mai ușor, să duc doliul, spun eu, așa simt eu acum, cu mai mare ușurință. Știind că sufletul lui nu a murit cu adevărat. Exact. Te-au ajutat toate acele experiențe și învățături. Învățături. Cineva mi-a pus, o colegă de-a mea, mi-a pus niște cărți, cred că în primele săptămâni de doliu, mi-a recomandat să citesc Michael Newton, care de altfel, da, psiholog și ce făcea el, hipnoza pe care o făcea el era psihologică, clar, studiată, științifică
Și am citit acele cărți, Călătoria sufletelor și viața dintre vieți, și pur și simplu mi-a deschis foarte mult perspectiva și am început să văd cumva moartea cu alți ochi și să accept cu mult mai mare ușurință. Că e doar o trecere. Că e doar o trecere, da? Nu, că nu e o pierdere permanentă. Exact. Da? Că e ceva temporar. Și, mă rog, au mai trecut ani, eu exact, data când a murit, fix când îmi deschideam, când urma să-mi deschid cabinetul, terminasem formarea și dădusem examenul și urma să intru în supervizare. Deja începusem să fac procesul terapeutic, lucrasem individual cu mine plus la grup în formare și chiar îmi doream să lucrez pe relația cu tata mai mult, dar am lucrat într-un alt fel, pentru că tata nu mai exista și n-am putut să văd cum se transformă relația noastră lucrând pe partea sa terapeutică, psihoterapeutică. Iar apoi, peste niște ani, iarăși a apărut o provocare. În 2017, partenerul meu a fost diagnosticat cu cancer cu metastază și i s-au dat doar 6 luni de viață și a fost iarăși un șoc și atunci chiar am simțit o anxietate. Nu am avut atacuri de panică, dar am simțit o anxietate și o teamă pentru el. A fost o perioadă grea, a trebuit să-mi sistez activitatea pentru că el a fost operat de urgență pe creier. Apoi am descoperit că avea și la plămân, deci era cancerul extins, metastazic. Am stat spitalizați, pentru că am stat cu el în spital vreo 3 luni în România, apoi a doua operație a decis să o facă în Turcia. Și astfel, după perioada asta, am simțit totuși că e nevoie, pentru că și el a fost alături de mine 100% la 23 de ani când am avut acea experiență, da, și m-a susținut și atunci și eu am simțit că trebuie să fiu alături de el. Astfel că după operația din Turcia a dorit să mergem către familia lui, el fiind turc de altfel, și am ajuns în orașul lui și am ajuns într-un loc care se numește Göbekli Tepe, care este un sit arheologic foarte vechi, se spune că are aproape 12.000 de ani. Este mai vechi decât Stonehenge, mai vechi decât piramidele. Este un loc pe care l-am simțit cu o energie foarte puternică și acolo m-am conectat într-un fel cu divinul și am cerut susținere, da? Și am simțit că o să fie bine. Pronosticul partenerului meu, de toți medicii care ne vedeam, ne spuneau că este de 6 luni. Între timp au trecut 6 ani. Wow, felicitări! Mulțumesc. Deci a funcționat. Da, totuși. Spune-ne puțin pe scurt, mai avem doar un minut, da, despre călătoria către esență pe care aici seminariile pornit pe care le faci tu și aici a pornit, deci în acel loc, da, mi s-a părut că m-am conectat cu adevărat la esență și la divin, da, la mea, dar la sursă mai degrabă. Și am decis, am simțit cumva, încă nu se deduse, nu era spre vizitare, nu era pentru public, dar am simțit că o să fie ceva măreț, că o să fie un loc care o să își dorească foarte multă lume sacru să ajungă, sacru, așa cum sunt piramidele de altfel, da? Sau Stonehenge. Și am zis, trebuie să aduc cât mai mulți români să simt acest loc și să vadă și să se conecteze. Și deci organizezi acolo? Organizez regulat aceste retreat-uri, până acum au fost doar cu femei. Ce pot să spun, am o mare bucurie să aflu că 3 dintre femeile care au mers cu mine în aceste retreat-uri au născut sau sunt însărcinate. Wow! Da, facem niște meditații de conexiune cu pântecul, de conexiune cu locurile, de conexiune cu străbunii, cu strămoșii. Și pare că lucrurile funcționează. Da. Foarte frumos! Da. Să ne ții la curent în continuare cu evenimentele tale și te mai așteptăm și cu altă ocazie în emisiune. Cu mare drag. Și spune-ne doar cum te pot găsi ascultătorii noștri dacă vor să dea de tine. Am una dintre pagini, se numește Călătoria către esență, da, fix, da, așa, pe Facebook. Pleacă, da, pe Facebook și pe Instagram. Cealaltă pagină este Psihoterapeutul Loredana Bica, care este pagina de psihoterapie. Minunat. Tot așa, Instagram și Facebook. Minunat. Te îmbrățișez și mă bucur tare mult că ai venit din nou. Și eu mă bucur, mulțumesc mult de invitație. Cu mare drag. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături în această seară și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Jocul Vieții la Radio Terra Nova. O seară minunată în continuare.